Vezi, domnule, și dumneavoastră puneați presiune așa pe antrenori? E normal, la un club ca CFR-ul care face... Pe ce antrenor ați spus dumneavoastră cea mai mare presiune? Primul care vă vine în minte, să știți că l-a stocat din punctul ăsta de vedere psihic. Nu ca să scăpați de el, ci efectiv considerați că trebuie să-l țineți în priză. Da, nu direct așa, așa nu? În discuții, că avut discuții, ne vedem zilnic. Cu Răzvan am lucrat cel mai mult așa. Trebuie să facem, adică nu l-am și v-a reproșat vreodată domnul din l-a mai lăsat că nu mai pot? Mai spune vreodată. Avem săptămâna că de-abia e luni, meciul e sâmbătă, o vedem ce o rezolvăm într-un fel. Da. Deci puneați presiune mare. Da, da. La alți antrenori puneam mult decât presiune. Adică în funcție de ce simțeați. Puneam mai mult, adică mă implicam, adică implicam și mai mult. Și întrebam și eu, de azi miercuri, cine joacă? Făceați vreodată schimbări? Niciodată schimbări. Niciodată? Niciodată schimbări. De echipa primul 11? Niciodată. Măcar parțial? Odată am spus, m-a întrebat un antrenor și am spus părerea mea și acel jucător a făcut o gafă fantastică, o greșeală fantastică, două meciuri, am pierdut 4-1. Și am zis de atunci, niciodată nu mai implic. Incredibil. Deci odată v-ați implicat, să zicem, da. Și atunci acel jucător... Rapid, Dinamo, 1-4 în Giulești. Avea de ales Lucescu între Bolohan, funda stânga și Ionuț Voicu. Da. Și Bolohan trecea în perioada mai proastă, nu știu ce. Și tot mergeam seara, mai mâncam împreună. Perioada și... mai proastă sau... Bolohan, eu am spus mai proastă, așa. Să fiu elegant. Și, și am... mai întâi mai și cu o zi sau două zile, nu știu pe cine să aleg aici, zice, ăla, dracul la mic, Voicu, se mișcă foarte bine, zice, ăsta Bolohan și el e acolo, zice, tu ce părere ai? Și eu zic, păi zic, are mai multă experiență. Eu știu de ce l-ați ales, are mai mic, așa. Are mai multă experiență Bolohan, zic, că joacă de atâția ani totuși, da. S-a jucat 5-6 meciuri din Mazuricom Liga 1, acolo e Florentin Petre, au fost colegi de echipă. Florentin Petre a spus în ascendent, jucător de echipa națională, o să-l domine. Bolohan, nu știu, e mai rău, mai poate contra puțin, nu știu ce. Și l-a băgat Bolohan și n-a fost atât de rău. N-a rezolvat Bolohan. Și da, eu știu povestea, nu de la dumneavoastră, dar știu că acolo când spuneți că nu prea era în formă, v-ați referit la altceva, nu știu cu din nou Bolohan. Da, nu mai contează, faptul e consumat. V-ați enervat după meci? M-am enervat că m-am implicat, asta m-a enervat. Am aflat a doua, a treia zi, m-am aflat și s-a terminat 4-1 meciul ăla și nu mai a trecut. V-a trecut? Da. Da. Revenind la voluntarie, cum vi se pare echipa cu Ciobotariu? Pentru că se vorbea de posibilitatea ca voluntar să se lupte la play-off. E echipa care nu își depășește condiția în momentul ăsta. E greu. E greu și... Au cu Rapid meciul următor. Mi-e greu să cred că va păși greșit Rapidul. Voluntar trebuie să joace undeva, la Cluj, a fost și a fost cu Cluj. Aici au două înfrângeri la rând, nu o să fie o joacă, dacă mi-a trei înfrângere și acolo lucrurile se precipită puțin. Deși cred că jucătorii acolo e cam ca la Craiova lui Rotaru. Vin salariile, când vin mai greu, dar vin liniște, nimeni nici iartă că au câștigat. Domnule Dinu, aveați presiune din partea lui Copos? Nu. Nu? A presiunea rezultatelor, în primul rând, da, dar nu, așa, altă presiune nu. Adică nu se băga? Niciodată. Vă presiona, nu știu, niciodată. Vreau locul 3, vreau locul 2, vreau... Trebuie să câștigăm prin cupe europene, când erau șanse de titlu, să luăm titlu, sigur, nu ne ajuta. Dar nu se băga săptămâna la modul... Nu ne ajuta, dar nici presiunea nu făcea la modul în care să irite lucrurile, nu. Dar dumneavoastră parcă ați plecat de vreo două ori la un moment dat, v-ați încertat cu Copos. De mai mult de două ori. Sau de mai mult de două ori. Păi și asta nu era din motive de presiune? Ba da, nu presiune, nu aveam, gândeam altfel. El avea, în special în perioada cu Răzvan Lucescu, avea așa un iz de puțină invidie, îl deranjea prietenia între noi doi. Îi se părea că nu poate să vă controleze? Atunci când l-a dat afară pe Răzvan Lucescu, înainte și pe perioada aia fantastică în Cupa UEFA, l-a dat la demis și seara mi-a spus... Când au venit suporterii peste Copos... Nu se poate ce faci, zic, nu mai stau, plec. E decizii că n-au nicio legătură. Echipa asta are un joc în campionat, două victorii în campionat și o victorie în Cupa UEFA. Zic, cum, ce de măsură e asta? Îți bagi joc, vrei să... Deci nu l-a dat afară cu 6 luni să-și au o echipă. Nu, doamne, că asta e decizia mea, proprietarul. Și tu înțelegi un lucru, că tu ești președintele clubului, nu are nicio legătură prietenia cu antrenorul, tu trebuie să te rup de chestia asta, vrei să conduci un club. Ei, nu vreau să conduc așa un club. Și am plecat. Bără, am plecat până a doua zi, că a doua zi a și a spus că am greșit. După ce au venit suporterii, că a fost revoluție, mi-au cam minte. A fost a ținut el seamă prea mult de revoluția asta. Nu o ținea Copos seama. Nu? Adică nu se lăsa afectat de suporteri? Serios? Ce să zic? Deci asta era doar așa la televizor? Copos a manipulat suporterii pe un moment dat, după aia l-au manipulat ei pe el. Așa e când... A, deci decizia și-a luat-o singur să revină... Pe el a decis, a doua zi a decis. Dar credeți că l-ați influențat și dumneavoastră că l-ați anunțat că plecați? Nu, nu-i păsa că plecam eu. Nu? Nu.
Deci putea să se debaraseze foarte bine de Răzvan și de Dumnezeu? Nu am mai plecat și în 2007, am plecat la 2006 am plecat atunci la Brașov. Nu l-a interesat. Nu chiar așa, constatați atât de mult timp dacă nu-i interesa. Dar mă gândeam că poate să fi gândit, o fi făcut un calcul unde pleacă și președintele acum cu antrenori. Avea soluție, avea pe Zota cu arma la picior, Renick era pe subsol pe la Crown Plaza, aștepta să-l dea fără pe Răzvan. Deci, ce? Oameni frumoși și asta m-a deranjat. Totul înainte pregătise, premeditase, da? Da. El a fost plecat în țară, meci a fost duminică, a fost plecat în țară și luni a fost ședință. Și deja Renick era la București, pe exemplu, în Belgia special. Sigur, nu are nicio vină Renick, de vină e copos. A, deci nu e exclus să-l fi păstrat pe Răzvan când nu ar fi ieșit negocierile, că și Renick... Nu, era un înțeles total, nu, era un înțeles total. Da. A, da? Nu, da, total. Interesant. Uite, asta n-am știut-o că era deja înțeles cu Renick. Da, da, pe cum? Păi și ce credeți că a... Nu știu, a fost un declic care l-a întors. Un declic care l-a întors. Uite că a fost bine. Da, a fost un an fantastic atunci. Trebuia să luăm și campionatul ăla, dar tot din anul din cauza lui. Funcho Bangboye, nigerian, de la MOL Fehervar, 24 de ani. Numele echipei sună destul de bine. Da, da, problema e că ultimul meci l-a rejucat prin noiembrie la început și a prins în ultimele 6 luni vreo 10 meciuri, ceva de genul ăsta. O să așteptăm să ne grăbim, că nici când a venit Kai sau Emers nu spunea mai nimic. La Kai spunea Kai, echipa că la 23 de ani avea vreo 40 de meciuri pentru național. Bun, la Emers atunci, da. Deci hai să așteptăm să ne grăbim. Daniel Nicu ne spune și el că ei fac lucrurile, nu le fac de mântuială, fac transferurile bine gândite. Deci pune presiune singur. Și în vară au făcut transferurile bine cu Ciobanu, cu Iacob, cu Costache. Ce-au mai făcut ironic, pe acolo? Da, Emers și Kai sunt buni. De acord. Albul nu-i aruncat. Dacă din 6 aduci 3 buni, e regulă. E de trecere, nu? Nu, să vedem ce e cu copilul ăsta, băiatul ăsta. Să sperăm că se va acomoda. Vine în plin în campionat, nu o să fie ușor, echipa joacă. Are... Este un prim 11 format deja. Are în total 12 goluri în 78 de meciuri pentru MOL Fehervar, în, mă rog, mai multe sezoane, 1, 2, 3, 4 sezoane. Însă problema e alta, că n-a mai jucat, n-a prea fost titular decât acum vreo 3 sezoane, prin 2020, și e un val de comentarii din partea suporterilor. Asta să nu. Când e un val în care spun oamenii că ne bucurăm că a plecat, nu ne vine să credem că am scăpat de el și așa mai departe. Nu știu, eu spun că asta nu trebuie în calcul. Să vedem. O să-i fie greu să acomodeze, asta e clar. Pentru că chiar dacă vine aceea zona Europei, Ungaria, România, mă rog, nu e prea mare diferența, dar pentru a se acomoda. Dar faptul că n-a jucat contează și Rapidul este o echipă care acum vrea performanță în momentul ăsta și e greu să te impui să intri într-un 11 care deja de un an jumate joacă în aceeași formulă. Deci e greu să vii să scoți un titular. Să vedem. Bine, stați un pic, că foarte probabil să-l vândă pe Sefer pe 700.000. Păi da, da, dacă acolo joacă în locul lui Sefer, joacă pe noi. E U21. Da, asta să vedem, că asta, nigerianul poate să joace pe orice post. Da, dacă. Să ne referim la regula asta, pentru că acolo un post e blocat după noi. Corect, așa deci este. Mai rămân 9 posturi de jucători de câmp. Da, Zulte Varengăm, locul 16 din Bergea, l-ar vrea pe Sefer, însă acesta înțeleg acum... Însă el mai are contract cu Rapidul până când? Sefer. Păi de-abia a prelungit, nu mă știu. Atunci înseamnă că va pleca când vrea Rapidul și dacă Rapidul e mulțumit de condiții, apoi să fie 700.000 ar fi suma. Acum eu vă spun altceva, domnul Dinu, cum o văd eu. Și să-mi spuneți dacă greșesc. De la 700 la 700 la 5 milioane Rares Ilie, parcă de bine diferența cam mare. Nu, dar eu altceva vreau să spun. Tu spui că vrei să te lupți la campionat și îl dai pe Sefer la prima ofertă? Nu știu, vă întreb. Păi da, dar au plătit 1 milion și ceva pe niște jucători, că l-a fost pe Rapid în anii 2008, 2007, 2009. Așa. Banii a trăit, domnul, doar recuperați. Crezi că acolo la Rapid este un sac fără fund? Nu e un sac fără fund, dar ai un obiectiv, nu știu. Păi 700.000, dumneavoastră a creat pe Sefer, da sau nu? Tu nu vezi că Sefer nu mai e titular în clipa de față? Sau nu? Sefer nu mai e titular în clipa de față? Da, dar e o perioadă de moment. Dumneavoastră îl dădea sau nu pe 700.000, sincer? Dacă el vrea să plece, dacă tot face presiune să plece, e greu să mai scoți de la el mai mult.